Ne aflăm astăzi la Mănăstirea Crucea, în județul Constanța. Un loc uitat de vreme, unde vă propun, dacă tot ne aflăm în perioada de post, pentru Sfintele Paște, să gătim o salată gigantă, să mâncăm împreună cu maicile și cu enoriașii, care după slujbă vor rămâne la masă. Și să ne apucăm de treabă, căci iar este foarte frig. Avem așa. Avem conopidă, brocoli, rădăcină de țelin, ardei gras, păstârnac, pătrunjel, morcov. O să vedeți, o să iasă o salată foarte colorată, frumoasă și delicioasă. Sunt foarte norocoasă astăzi, am alături de mine și chiar mă ajută la treabă, pe maica stareță Teodora. Și sunt bucuroasă să-i pot împărtăși din rețetele Manuelei, din rețete sănătoase, pe care să le fac aici împreună cu maicile la mănăstire. Iar eu, la rândul meu, am foarte multe de învățat din bucătăria lor, care se știe în mănăstiri să mănâncă cu totul și cu totul special. Vă invit aici o dată să gustați, să degustați. Aici am pregătit un dressing foarte simplu, din suc de lămâie, ulei de măsline și sare. Vă spun adevărul că pe vremuri, când făceam această salată, era asezonată cu un sos făcut din maioneză cu ou și muștar. Dar gustul este mult mai ușor așa, pentru că am fi putut folosi o maioneză vegetală, bineînțeles, o maioneză de cajă sau de orice altă nucăsămânță. Însă este mult mai ușor și mult mai sănătos să încercăm cu varianta aceasta de sos, de dressing, de fapt. Cartofii o să-i tai destul de mare, pentru că atunci când o să amestecăm, se vor fărămița, cu siguranță. Pentru că îi avem din sursă sigură cartofii, de aici, de la maica din grădină, i-am lăsat cu tot cu coajă. Coaja este foarte prețioasă. Este incredibil cum o salată atât de mare să ne duci cât de mult să iasă în final. Costă cam 65 de euro. Și practic foarte multă lume se va săptura din ea. Atât de puțin mai. Vreau doar să vă arăt ce culoare are sfecla roșie de aici din grădină. Este incredibil de gust, nici nu vă puteți da seama. Nu seamănă cu nimic din ce vom găsi pe piață. Decât la noi în grădină sau aici la maica în grădină. Din păcate, maica nu are încă producție să ne vândă la toți așa și să trăim toți cum trăiesc ei aici. Dar putem să ne organizăm fiecare acasă pe unde putem, pe la părinți, bunici, să ne facem o grădină mică în care să avem din toate. Fiind foarte multe ingrediente, chiar dacă pui câte un morcov mic, o rădăcină mică din fiecare, salata normal va ieși foarte multă. Și atunci se amestecă mult mai bine cu mâna. Îți lași așa și multe gânduri bune în ea, amestecând. Și într-un final îi voi face o smântână de caju, pentru că maica stareță și-a exprimat dorința că i-ar plăcea mai mult cu smântânică. O maioneză cu ceva. O să ne jucăm pe o rețetă și vedem cât de bun o să ne iasă. Până atunci își preface gustul, pentru că aici ați văzut că am pus deja dressingul din lămâie, ulei și sare. Am pus și ceva piper. Își preface gustul
Venim și cu smântănică sau maioneză și vă invităm la masă. Pentru că maica stareță Teodora și-a dorit să avem la această salată gigantică, mulțumesc, și un sos, o maioneză, ceva, am hidratat între timp caju și ne jucăm practic cu ce avem. O să pun caju, un avocado, lămâie, un pic de sare, turmeric, piper, bineînțeles, și câteva boabe de muștar. Acum am învățat de la maica stareță, care din experiență spune că atunci când faci maioneza de caju cu apă foarte rece, va ieși maioneza mult mai albă. O să vedem, sunt chiar curioasă. Învățăm, în fiecare zi învățăm. Pun sare. Am pus mai multă pentru că și cantitatea este foarte mare. Puțin piper. Mulțumesc. Turmeric. Punem așa din noi câteva boabe de muștar. Ia să vedem ce a ieșit aici. Ei, minune de smântână de caju sau maioneză de caju. Ce vreți voi să-i spuneți, căci vă repet, a fost o invenție astăzi. O să mă gândesc să-i dau o denumire pentru site la acest dressing. Da? E, la salata orientară mai punem castravete murați. Mai punem diferit. Dar așa, ca idee, ca principiu... dacă ați ști ce frumos miroase... Să nu fiți flămânzi când vă uitați la filmare. Eu vă spun adevărul că înainte să mă apuc de gătit, am mâncat niște sămăluțe de post de aici, de la maica. Pentru că altfel nu rezistam să nu mănânc non-stop în timpul filmării. Când ajung la mănăstire, mi se face o foame așa, din poartă. Pentru că aici mâncarea este foarte bună. E, deja, maică Teodora, salata noastră arată mult mai bine.